Militarii ucraineni au lovit o zonă de concentrare a trupelor ruse retrase pe malul stâng al Nipului cu ajutorul unei lovituri de înaltă precizie, în urma căreia rușii s-au ales două camioane pline de morți, conform unui anunț făcut duminică de statul major al armatei ucrainene. Salutare, dragii mei, și bine ați venit la un nou material cu cele mai noi informații legate de războiul de la granița României, având în vedere că, deși am încercat să schimb conținutul, foarte mulți dintre voi mi-ați spus în comentarii că vreți să continui să vorbesc despre Ucraina și să vin cu cele mai noi știri. Așa că asta am să și fac, iar asta se observă și după numărul de vizionări al canalului. Așa că o să continuăm să facem despre Ucraina și despre ceea ce se întâmplă la granița României. Așa că haideți să trecem la material. De asemenea, tu ce crezi? Retragerea pe care au făcut-o forțele ruse, crezi că este mai mult de fațadă sau consideri că pur și simplu Rusia începe să piardă din ce în ce mai mult războiul din Ucraina? Chiar sunt curios de răspunsul tău. Acum haideți să treci la material și să vă prezint cele mai noi informații despre războiul din Ucraina acum pe 15 noiembrie. Atacul a vizat o clădire în care se aflau 500 de militari ruși. Kievul nu a precizat ce fel de armă de înaltă precizie a fost folosită în respectivul bombardament. Concentrarea de trupe ruse a fost depistată în zona satului din Ipreanie, conform Kyiv Independent. Localitatea e situată între orașul Herson și hidrocentrala de la Nova Kahovka, oraș din care forțele Moscovei tocmai au anunțat că urmează să se retragă. O parte din podul rutier al barajului Kahovka a fost deja aruncată în aer. De asemenea, în urma atacului, 56 de ruși grav răniți au fost internați într-un spital din apropiere. 16 dintre aceștia au murit. Ultimele informații despre pierderile ocupanților urmează a fi clarificate, se arată în comunicatul statului major al armatei ucrainene. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a cerut ca războiul destructiv al Rusiei să înceteze. Într-un discurs video adresat liderilor mondiali reuniți la Bali, Zelensky a prezentat condițiile necesare pentru încheierea războiului. El a spus că Rusia trebuie să reafirme integritatea teritorială a Ucrainei, să-și retragă trupele de pe teritoriul ucrainean și să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs la summitul G20 și a acuzat Rusia că folosește gazul ca armă. Moscova este mai interesată de utilizarea gazului ca armă, chiar dacă acest lucru înseamnă distrugerea, nu comercializarea lui, a spus von der Leyen, completând că acest comportament este o răzbunare la sancțiunile occidentale contra Rusiei după invadarea Ucrainei. Șefa executivului comunitar a mai spus că acest comportament creează penurie pe piețele energetice mondiale și cauzează explozia prețurilor. Vedem că Rusia își arde gazul mai degrabă decât îl vinde, a subliniat von der Leyen. Forțele ruse continuă să bombardeze regiunea Nicopor. Peste 60 de atacuri au avut loc în noaptea de 15 noiembrie, a declarat guvernatorul Valentin Dreznicen într-o postare pe Telegram. Au fost vizate clădirile înalte, casele și centrele de afaceri, a spus Dreznicenko. În urma atacurilor au fost distruse cabluri electrice și o conductă de gaz. Nu au fost înregistrate victime. Mutarea trupelor în regiunea Donetsk va duce probabil la o intensificare a operațiilor în jurul Bahmut, a orașului Donetsk și vestul regiunii, se arată în cea mai recentă actualizare a Institutului pentru Studiul Războiului, scrie Kiev Independent. Deși forțele ruse vor obține probabil victorii în aceste regiuni în viitorul apropiat, este puțin probabil ca acestea să fie semnificative. Orice revendicări teritoriale făcute de Rusia asupra zonei ar putea fi o încercare de a bate nemulțumirea în legătură cu retragerea din anumite localități din Herson. Sunt convins că acum este momentul în care războiul destructiv al Rusiei trebuie și poate fi oprit. Acesta va salva mii de vieți, a transmis Zelensky prin intermediul unui discurs video la summitul G20 de la Bali. Nu poate exista nicio scuză pentru șantajul nuclear, a adăugat el, mulțumind în mod special G19 și excluzând Rusia pentru că a făcut acest lucru clar. Președele rus Vladimir Putin nu participă la summit, dar în schimb ministrul său de externe Sergei Lavrov se află acolo. Ucraina a fost întotdeauna un lider în eforturile de menținere a păcii și lumea a văzut asta. Și dacă Rusia spune că vrea să pună capăt acestui război, să-l demonstreze cu acțiuni. Nu vom permite Rusiei să aștepte, să-și consolideze forțele și apoi să înceapă o nouă serie de teroare și destabilizare globală. Nu va exista Minsk 3, pe care Rusia îl va încălca imediat după acord. Există o formulă ucraineană pentru pace, pace pentru Ucraina, Europa și lume. Și există un set de soluții care pot fi implementate pentru a garanta cu adevărat pace. Și haideți să vă citesc puțin și propunerile pe scurt ale Ucrainei. Și începem cu securitatea nucleară. Rusia trebuie să-și retragă imediat trupele de la centrala nucleară din Zaporojie, care să fie plasată sub controlul AIEA și al personalului ucrainean. Securitatea alimentară, prelungirea acordului privind exportul de cereale ucrainene și extinderea acesteia pentru ca nave cu alimente să poată pleca și din portul din Nikolaev și Olvia. De asemenea, Ucraina solicită tuturor țărilor să se alăture inițiativei Grain from Ukraine, asistență alimentară pentru cei mai săraci. Prima navă Nord Wind urmează să plece în Etiopia cu 27.000 de tone de grâu. Securitatea energetică. Zelensky a cerut accelerarea furnizării de sisteme de apărare antiaeriană și de apărare antirachetă pentru ca Ucraina să se poată apăra împotriva noilor atacuri rusești împotriva infrastructurii energetice. Kievul propune trimiterea unei misiuni a Organizației Națiunilor Unite pentru inspectarea infrastructurii energetice critice a Ucrainei în vederea evaluării daunelor și a nevoilor de reconstrucție și pentru a preveni distrugerea lor în continuare. Volodymyr Zelensky a cerut de asemenea o limitare a prețului la resursele energetice rusești, eliberarea tuturor prizonierilor și a celor deportați în Rusia. Ucraina propune eliberarea prizonierilor după formula toți pentru toți, punerea în aplicare a cartei ONU și restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei și a ordinii mondiale, retragerea trupelor ruse și încetarea ostilităților. Rusia trebuie să-și retragă toate trupele și formațiunile armate de pe teritoriul Ucrainei, iar Kievul să poată prelua controlul asupra tuturor secțiunilor graniței sale de stat cu Federația Rusă. Justiție. Întreaga lume trebuie să recunoască un tribunal special instituit pentru crima de agresiune rusă împotriva Ucrainei și crearea unui mecanism internațional care să compenseze toate pierderile cauzate de război. Ecocid. Nevoia de protecție imediată a naturii. Ucraina are nevoie de ajutor pentru deminare, fonduri și tehnologii pentru restabilirea instalațiilor de tratare a apei. Prevenirea escaladării. Ucraina are nevoie de garanții de securitate, proiectul lor Kiev Security Compact fiind deja prezentat de Kiev. Stabilirea sfârșitului războiului. Când toate măsurile antirăzboi vor fi implementate, când securitatea și justiția vor începe să fie restabilite, părțile trebuie să semneze un document care să stabilească sfârșitul războiului, a spus Zelensky, scrie The Guardian. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Vă doresc mult succes și multă sănătate. Voi ce părere aveți de ceea ce a propus Volodymyr Zelensky? Consider că Rusia ar putea să fie de acord cu aceste propuneri? Eu mă îndoiesc, pentru că foarte multe sunt împotriva doctrinei Federației Ruse, dar sunt curios de răspunsul tău. Ne auzim cu noi materiale și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți.